Eu n-am fost la manifestație, dar manifest. Totuși, solidaritatea cu exprimarea unor probleme cu care se confruntă societatea civilă și care ne confruntăm și noi. E un drept al oamenilor să-și manifeste nemulțumirea, consideră primarul Tudor Pendiuc, deranjat de faptul că discuțiile au fost axate pe unele comportamente violente în loc să se facă o analiză a cauzelor pentru care s-a ajuns în stradă. Tudor Pendiuc spune că este și dreptul politicienilor ca și al angajaților din instituții să participe la astfel de manifestații. În privința propriei persoane, primarul Piteștiului a declarat că Nu am fost în mijlocul demonstranților, oamenilor care și-au manifestat nemulțumirea, tocmai din simplu motiv de a nu fi interpretat într-un anume fel. Dacă mergeam eu sau președintele Niculescu, clar, PSD-ul a organizat. Nu, n-am organizat. Vă spun sincer, habar n-am avut. Dar am alocat forțe și nu cum a spus cineva de partea la altă, că poliția n-a fost. A fost doi poliții. Lipsa de reacție a primarului Tudor Pendiuc. Da? Asta înseamnă pactizare cu cei care organizează, iar poliția locală nu se vede. 23 de polițiști au fost duminică seara. 23 de polițiști au fost luni seara, iar aseară 43 și nu fiindcă a spus unul sau altul. Tudor Pendiuc a anunțat astăzi și că nu va participa la mitingul USL de mâine din capitală din cauza ședinței de Consiliul Local la care trebuie să fie prezent.